Așadar, dragilor, continuăm cu lecția la clasa 11-a. Deci tema pentru acasă. Nu tema pentru acasă. Stimulare. Așa, stimulare. Așa. Stimulare, da? Da, stimulare. Simulare. Clasa 11. Clasa A 11-a. M2. M2. Subiectul S2 și S3, nu? Da. Că S1 l-am făcut aseară. Aseară, da. Hai să, poate, că terminăm pe amândouă acum, să mai perdem. Am lăluit-o aseară. Cu progresii aritmetice și progresii geometrice. Da. Zi-mi, te rog. Se consideră, dar îmi pare că determinant l-am făcut. Nu, nu. Începem pe aceea că n-am mai pus pe aceea. Da. Să fie S2 complet. Da. Deci se consideră determinant D de X egal cu... Sider. D, în paranteză, X. Așa. Așa. Egal cu 1, 1, 1, 2, 0 și X plus 1. Da. Și 3, 3 și X pătrat plus 2. Unde X aparține lui el. Da? Unde X aparține lui? Este gloria. Numai? Da. Da. Punctul A spune să se calculeze D de 0. Det de 0 egal cu 5. Adică e vorba de... Înlocuim. Det de 0 înseamnă determinantul. Din 1, 1, 1, 2, 0, 1, da. 3, 3 și 2. 2. Copiem primul. 1, 1, 1. Da, prin ce știi tu, să faci. Da. 2, 0, 1. Vine 0 plus. 2 ori 3, 6 ori 6, 3 ori 1, 3 plus 3, 6 plus 3, minusul din formulă, 1 ori 0, 0, 1 ori 3, minus 3 după, 2 ori 1, 2 și 2, 4, minus 4. Minus 4. Și vine 9 minus 7, egal cu 2. Așa ceva, nu? Da. Bun. A mic a fost asta, nu? Da. B mic. B mic. Demonstrați că D de X că D de X, da, egal cu minus 2 pe lângă X plus 1 pe lângă X minus 1 pe lângă X plus 1. X minus 1 pe lângă X plus 1. Adică să găsim rezultatul ăsta. Da, da. Deci ne apucăm de lucru. Și zicem că copiem din nou determinantul. Exact. 1, 1, 1, 3 de 1, 2, 0 și x plus 1, 3, 3 și x pătrat plus 2, 1, 1, 1, 2, 0, x plus 1. Și egal cu 0 plus, are copiem pe... Da. Tu vrei să faci în stilul tău. Da. Hai să-ți propun unul șmecher. Deci, să facem 0 pe coloana asta. Și pui așa. Deci facem pe coloană 0 ori. Și privim cu atenție la elementele de pe coloană. Căutăm divizorul tuturor. Din care un 0 ești foarte fericit. Ai deja un 0. Și acum 1 este divizorul lui 3. 3, da? Că 3 se împarte la 1. Ei, îl încadrăm și linia pivotului, ăsta e pivot. Pivot. Linia pivotului este linie de lucru. Linie de lucru. Egal. Deci linia pivotului e linie de lucru. Ea se copie. Deci linia de colo se copie 1, 1, da, 1. Ea se va mulți cu diverse numere și se adună la celelalte linii cu gândul să obții 0. Dacă ai 0 deja, nu mai ai nicio treabă. O copii și pe asta. 2, 0, x plus 1. Aici vrei să obții 3. Da. Și ca să obții 3, trebuie să mulțești pe asta toată cu minus 1, minus 3 și o adună aici.
că 3 ori minus 1 face minus 3 și cu 3 face 0. Deci toată linia se mulțește cu minus 3, asta din lucru, și se adună la ultima linie. Toate elementele se mulțesc cu minus 3. Deci minus 3 ori 1 face minus 3 și cu 3, cât va face minus 3 și cu 3? 0. Iarăși, minus 3 ori 1, minus 3 și cu 3? 0. Și minus 3 ori 1, minus 3, și cu x adunat aici. Da. Se adune. Da. X pătrat plus 2 adunat cu minus 3, care este x pătrat minus 1. Da. Că vine x pătrat plus 2, și cu minus 3 face x pătrat minus 1. Deci aici x pătrat minus 1. Ăsta a fost pivot, da? Da. Linia pivotului se taie. Și se scrie egal mai departe cu pivotul. Valoare pivot, dacă e 3, dacă e 7, dacă e 9, 1 este, vă scriem. 1 de mulțit cu minus 1 la puterea, minus 1 la puterea, pe ce linie, ce coloare este? 1 plus 2. 1 plus 2. Și ori minorul care a rămas. 2x plus 1. 1 și 0 și x pătrat minus 1. 1. Și acum devine de ordine 2. Da. Minus 1 la puterea 1 și cu 2, 3. Minus 1 la puterea minus. Minus 1. Minus 1. Ori... Pe lângă. Pe lângă 2x pătrat. Minus 2. Sau 2 pe lângă x pătrat minus 1. 2 pe lângă, nu mulțesc. A, nu. 2 pe lângă x pătrat minus 1. Da. Deci 2 pe lângă x pătrat minus 1 minus 0 oriceva 0. Minus 0, da? Și egal mai departe cu minus 1. Minus 1 ori 2 face minus 2. Minus 2 pe lângă x pătrat minus 1. Care x pătrat minus 1 se strică? X minus 1 pe lângă x plus 1. X minus 1 pe lângă x plus 1. Varianta ta. Îți dau și cum varianta, că spune tu, pui de sub. Da, da. Deci d de x egal cu determinantul 1, 1, 1, 2, 0, x plus 1, 3, 3, x pătrat plus 2. Da? Și tu ce faci? Pui de sub 1, 1, 1, 2, 0, x plus 1. Așa știi ce faci, nu? Da, da. Regula lui Sarus asta, nu? Da, lui Sarus. Așa. Egal mai departe cu... Diagonala principală face 0. 2 ori 3... 2 ori 1 ori plus 6. Deci plus 6. Și 1 ori... 3 ori 1 ori x plus 1. Plus 3 x plus 3. Plus 3 x plus 3. Minus... Minus acum. 1 ori 0, 3, 0. X plus 1 ori 3, plus 3, minus 3 x, minus 3, x, minusul din formulă, minus 3. 3. Minus 3 x, minus 3, da? Da. Bun. Și? Așa aici, minus 2, minus 2 pe lângă, pe lângă x pătrat plus 2. Da. Minus 2 pe lângă x pătrat plus 2, da? 3x cu minus 3 se reduc. Da. 3 cu minus 3 se reduc. Așa vine? Da, da. Și egal cu 6, minus 2x pătrat, minus 4. Echivalent cu 6 minus 4 6 face 2. 2. Și egal cu, nu e echivalent, ci egal. Egal cu 2, cu 2 minus 2x pătrat. Da? Da? 2 minus 2x pătrat. Scoatem un minus 2 în factor. Da. Minus 2 pe lângă se schimbă. Asta vine cu plus, deci vine pe lângă x pătrat minus 1 și egal cu, și egal cu minus 2 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1. Da. Același rezultat. Tu l-ai făcut, tu faci și nu l-ai făcut pe asta. Ți-a dat așa, minus 2 pe lângă x plus 1? Dar l-am făcut cu...
cu sanus, așa, da? Vezi că te ajută autorul. Că spune să se arate că e egal cu ăsta. Dacă spune calculează d de x, făceai pe o greșeală, nu îți dai seama. Nu știu, dar așa, dacă ai făcut o greșeală, te întorci înapoi, vezi, o restaurare nu mi-a dat. De ce nu mi-a dat? Ia să văd. Deci a fost drăguț. Hai să o spunem și-a dat. Da, da. Mai departe. Aia ABC acolo sau nu da, are? Da. Ce spune la ce? Ce nu l-a făcut? Arătați că x și y sunt două numere reale, diferite, astfel încât d de x egal cu d de y, atunci x plus y egal cu 0. Nu, dar nu sunt corect. Arătați că dacă, x și dacă y, există x și y. Așa scrie, arătați că dacă x și y sunt două numere reale. Așa, deci se renunțăm bine. Ce? Arătați. Că dacă x că și y, x și y. Dacă x, y sunt numere reale. Da. Diferite, astfel încât... Deci x diferit de y. Astfel încât d de așa y... Așa încât d de x... egal cu d de y. Da. Atunci x plus y egal cu 0. Atunci rezultă că x plus y egal cu 0. 0. Asta mai de făcut, nu? Nu, nu. De regulă când apar punctele A, B, C, ăsta se bazează pe celălalt. Că nu degeaba ți-o spus d de x egal cu minus 2 pe lângă x plus x minus 1 pe lângă x plus 1. Deci, cum d de x egal cu minus 2 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1 și d de y cât va fi atunci? Cât va fi? d de y. Minus 2 pe lângă y. Minus 2 pe lângă y. Minus 1 pe lângă y plus 1. Și mai e că d de x egal cu d de y. Echivalent. Adică relațiile astea două sunt egale. Înseamnă că minus 2 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1. Egal cu minus 2 pe lângă y minus 1 pe lângă y plus 1. Echivalentul. Cu minus 2 împărțim. Da? Da, și rămâne x. Și înmulțim. Vine x pătrat minus 1. Da, x. E a minus b pătrat plus b. X pătrat minus 1. Egal cu y pătrat minus 1. Ceea ce înseamnă echivalent. Cu minus 1, cu minus 1 se duce. Înseamnă că x pătrat egal cu y pătrat. Egal cu y pătrat. Ceea ce am semnat, să ducem în stânga, înseamnă x pătrat minus y pătrat egal cu 0. Dar e a la a doua minus b la a doua și o să scrie ca fiind ce? X minus y pe lângă plus y egal cu 0. Și cum x diferit de y, x diferit de y, înseamnă că x minus y diferit de 0. Păi, dacă x-ul nu e cât y, la scădere nu se face 0. Da. Și cât oricât se facă 0 la mulțire? Unul din ei să fie 0. Cum asta nu poate să fie 0, neapărat cine se este. X plus y. Deci de acolo rezultă că x plus y din astea două, x plus y egal cu 0. Ce trebuia să arătăm? Ce trebuia să arătăm? La punctul ce? Ce trebuia să arătăm? Că x plus y egal cu 0. Terminat. Da? Deci ce a fost aici? Arătați că dacă x și y sunt două numere reale diferite, totul trebuie folosit din ce-ți dă autorul. Sunt reale diferite, așa încât d de x egal cu d de y. Autorul a fost drăguț, că de-aia ți-o dat pe d de x, în cazul în care tu nu-l puteai face pe b, din motive, nu ajunge la rezultat. Puteai să-l faci pe c, folosind pe ăsta rezultatul.
Deci el este drăguț și îți oferă șanse să-l faci pe ce. Da? Deci dacă ar fi fost dur, nu-ți dădea și odată când pe B nu l-ai făcut, nici pe ce nu-l făceai. Dar dacă tu ai înțeles greșit, ți-o făceai. D de X, că la vei sus, D de Y aveai, egal la I. Uite cât de banal a fost. Da. Egal la egalitate, împarți pe 2, se întâmplă asta. Aici, X minus Y pe X plus Y, cum X diferit de Y? Adică, paranteza asta e diferit de 0 și dacă asta e diferită, oricât se facă 0. Numai dacă a doua este 0. Terminat, e greșit. Ăsta e subiectul care e? 2. Subiectul... 2, există 1, care are 3 subiecte. Are 3, da? Da. Nu pe 2 l-am făcut, acum... Este, nu, este acum exercițiul 2, care are și ăsta, nu pe 3 subiecte. Tot la S2. Deci S2 are 1. 1. Și așa. Nu este încă 1. Care au avut ABC. ABC și ăsta tot la fel are ABC. Și 2, apartă partea a doua, nu? Da. A exercițiului. 2. L-am făcut pe 1, acum ducem la 2, da? Da. Și care va avea ABC. Cât ești la asta? Ies 2 sunt 3 puncte sau 3 subiecte acestea sau numai 2? Cu ABC. Două există două exerciții cu câte 3 subpuncte. Așa, cu ABC, ABC. ABC, da. Bun. Deci, aici zicem AMI, da? Da. Ce spune acolo? Se consideră matricile A. Fie. Matricea A de două coloane, 0, 1, minus 1, 0. Da. Și E2, adică... Matricea unitate, da? Da, 1, 0, 0, 1. Da. Punctul A e banal, 10 calculați A plus E2. Atunci, A mare plus I2 va fi egal cu matricea 1, 1, minus 1, 1. Minus 1 și 1. Da, terminat. B? B o spune, arătați că inversa matricei M egal cu A plus I2 plus A ori A. M, M egal cu, da, egal cu A plus I2 plus A ori A este matricea minus A. Deci se rezultă matricea că A la minus 1, asta e, A la minus 1 egal cu minus A, ai zis. Da. A la minus 1 egal cu minus, nu A la minus 1, M la minus 1. Să se arate că invers așa este. Da, este egal cu am minus M la minus 1 egal cu minus A. Păi, aflăm pe M mai întâi. Cu cine este egal M? A plus I2 plus A ori A. Avem nevoie de A ori A întâi. Nu? Avem nevoie de A ori A. Deci, adică, A ori A egal cu matricea 0, 1, minus 1, 0, ori matricea 0, 1, minus 1, 0, egal cu 0, 0, 0, plus minus 1, minus 1. Deci face minus 1. Următoarea 0, 1, 0 și cu 0. 0 va fi aici. Cu minus 1 ori 0 e 0, 0. Și 0, 0 aici. Minus 1 ori 1, minus 1. Și cu 0, minus 1. Minus 1. Asta e a orea. Sau a la a doua, nu? A la a doua, da. Asta e a la a doua, care e a orea. Și atunci matricea M va fi, va suna așa, M egal cu? M egal cu? AU, adică care o locuim? 0, 0, 1, 1, minus 1, 0. AU, AU cât este? AU. 0, 1, minus 1, 0, da? Da. Bun. Plus I2 pe care știm. Plus 1, 0, 0, 1.
1001 plus matricea cea pătrat pe care o avem. Minus 1, 0, 0, minus 1. Și care îi face? Matricea. 0. Deci 1 cu minus 1, 0, da. 1. 1. Minus 1. Minus 1. Și 0. Și 0. Asta e matricea M, care e A plus I2 plus A ori A. Și chiar A o văd aici. E 0, 1, da, minus 1, 0. Egal cu A. Da? Deci M egal cu A. Și acum să facem inversa lui M. Deci M la minus 1 egal cu 1 pe det det de M. 1 pe determinantul lui M. Ori M adjunctă. Matricea adjunctă. Matricea transpusă. Da? Egal mai departe cu det de A. Det de M. Determinantul lui M. Asta e M. 0 plus 1. Deci este 1. M transpus. MT. Linie egal cu linia devine coloană. Deci matricea 0, 1, nu? Prima linie. Și minus 1, 0. Egal cu. Asta e transpus. Da. Pentru adjunctă, din transpusă, tăiem linia și coloana, ținem cont de semn, și elementul care rămâne aici. Determinantul lui. Da. Dacă vorba să un element, ăla e valoarea și determinantul. Face, asta ce semn are aici? E pe linia întâi, coloana întâi, 1 plus 1, 2. Nu ținem cont. Ala, 1, 1, de, era minus 1 la puterea. Ah, da, minus 1 la puterea 1 și cu 1, linie și coloana 2. Da. Deci plus. Da. Și ce-a rămas aici? Determinantul său, al 0 este 0. 0, da. Așa că aici vine 0. Mai întâi, 1 pe D de A înseamnă 1. Matricea, 0, primul element. Așa. Te-am făcut de tine. Da. Acum, tai linia și coloana astea. Astea, da? Da. Ca să obțin pe astea aici. Da. 1. Dar el, ca poziție, aici are un semn datorită poziției. Linia întâi, coloana a doua. Minus. Minus este. Da. Minus. Da. Și fiindcă e 1 aici, rămâne minus 1. Se întâmpla să corespunde cu minus 1 de aici. Da. Acum, pentru ăsta de aici, tăiem linia, tăiem linia și coloana asta. Corona, minus 1. Rămâne minus 1 și mare și semnul datorită poziției. La puterea a doua, 1. Deci la puterea păi 1 și 2. Da, 1 și 2, tot. 1 plus 3 și minus. Minus. Și cu minusul de aici, plus. Face 1. Plus 1. Da? Și în sfârșit, 0. 0 va fi. Rămâne 0. Nu am ce discuta. Și iată, așa arată M la minus 1. Da. Dacă scot un minus în față, va fi egal cu matricea. Minus și toate elementele schimbă semnul. 0, 1, minus 1, minus 1, 0. Dar cine e 0, 1, minus 1, 0? Matricea. Ah, deci ea. Așadar, egal cu minus A. Deci, minus, am arătat că A la minus, M la minus 1, l-am făcut. M la minus 1 l-am lucrat, i-a dat minus A. Terminat. Asta nu e făcut. De ce nu l-ai făcut? Hai să vedem. Ce a fost aici? Mai întâi zici M egal cu A plus I2 plus A ori A. Trebuia să o construiești pe el. Ce intră? A plus I2. Am pe A, pe I2. A ori A îmi trebuie. A
îl fac. După care am văzut cine este Iem și am văzut că chiar ăla s-a întâmplat. A face inversul lui Iem, și cum aș face inversul lui A. Dar eu n-am făcut legătura, zic, hai să mă apuc. Iem, parcă ar fi fost altcineva. Și e unul pe D de Iem, ori Iem, adjunctă. Adjuncta se obține din transpusă și se ocotind complemente algebrice pentru fiecare element în parte. Ținem cont de semn, deci, și cu determinantul minorului. Și iese exercițiul acesta. Deci, iată că și această chestiune B putea fi făcută. Nu e deloc dificilă. Mergem mai departe și C-ul. Da. Cum sunt C-ul? Determinați numărul real X pentru care avem, deci X aparține lui el, pentru care avem A plus I2 pe lângă B plus I2 egal cu 2I2 și unde B egal cu 0X, X pătrat și 0. Deci să determinăm pe? Deci X aparține lui R. Determinați X, nu? Da, aparține lui R. Da. Matricea A. Așa încât. Așa încât. A plus I2. A plus I2. Pe lângă B plus I2. A plus I2 în paranteză. Deci, da, pe lângă B plus I2. Egal cu 2I2. 2I2. Unde B este egal cu... B fiind egal cu? Cu matricea 0x, 0x, x pătrat și 0. X pătrat și 0, da? Asta se întrebe, 0x, x pătrat și 0. Da. Păi ce e de făcut aici? Decât să calculăm, matricea facem A plus I2, B plus I2, da. Le mulțim pe celelalte două și să vedem ce vrem. Ia să facem A plus I2. Matricea 1, 0, 1, da. Minus 1, 0. A plus I2 o avem deja. A. Da. Da. 1, 1. Da? Deci, 1. A plus I2 este 1, 1, 1, minus 1, 1. 1. Asta este A plus I2. Da. De desubt, B plus I2. B plus I2 este egal cu... B o copii, 0, x, x pătrat și 0, plus 1, 0, 0, 1, și va fi egal cu 1, x, x pătrat și 1. Și 1. Ăsta este B plus I2, da? Da. Și acum, A plus I2 pe lângă B plus I2, adică 1, 1, minus... Scriem așa, A plus I2. Pe lângă B plus, B plus I2. Este egal cu... Scriem cine este A plus I2. Da. 1, 1, 1, minus 1, 1. Da. Ori? Ori 1, X, X pătrat și 1. Egal cu... X pătrat și... X, X pătrat și 1, da, nu? Da, X pătrat și 1. X egal cu 1, da. Egal cu 2, 0, 0, 2. Egal cu 2, 2. Ai mulțit, 2, da. 2, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 2, echivalent. Echivalent cu... Să mulțim, da, cele două matrici. Prima, 1 ori 1, 1 plus, 1 plus x pătrat. 1 plus x pătrat e locul întâi. Da. 1 ori x, x. X plus 1. Apoi X plus 1 în locul următor. Minus 1. Minus 1. Plus X pătrat. Plus X pătrat, da. 1 ori X. X plus 1. Deci vine minus X. Da, minus X. Că e asta minus X. Și ori 1. Adică 1 plus 1 minus X. 1 minus X. Să fie egal cu... Egal cu... 0. 2, 0. Nu, 2, 0. 0, 0, 2. Și acum ne-am egalat. Dacă și numai dacă, egalitate se spune, dacă mai dacă. 1 plus x pătrat egal cu 2.
Apoi, obligatoriu x plus 1 să fie... Da, pe loc pe rând, x plus 1... Nu pe rând! Trebuie să scrii sistemul ăsta. Da? Sistemul, adică obligatoriu, toate 4 să fie egale. Eu am calculat, am făcut ecuație. Păi atenție! Neapărat așa redactez, că altfel îi o trăznaie. Nu înseamnă pe rând fiecare să fie. Ci toate să găsești același x care să fie pentru toate egale. Deci 1 plus x pătrat egal cu 2 îți dă un x. Păi da, mi-a dat plus minus 1. Deci găsești aici că x egal cu plus minus 1. Da. Din coace, x plus 1 egal cu... x plus 1 egal cu 0. Da, x plus 1 egal cu 0, x egal cu minus 1. Minus 1. Apoi, x pătrat minus 1, x pătrat, minus 1 egal cu 0, echivalent cu x pătrat egal cu 1, nu? Da. Adică x 1, 2, egal cu plus minus 1. Plus minus 1. Și 1 minus x egal cu 2, 1 minus x egal cu 2, că x egal cu minus 1, nu? X egal cu minus 1. Care e valoarea pe care o cauți? Minus 1. Ai toate. Deci trebuia să fie comună tuturor. Și de aici rezultă că x egal cu minus 1 e comună. Același x trebuia găsit. Ca să fie egalitatea tuturor elementelor. 1 nu-mi place. Că nu e comun tuturor. Dacă minus 1 n-ar fi fost aici și ar fi dat 2 sau alt număr, n-ar fi existat niciun x. Că te interesa același x de sus până jos. Deci așa e de redactarea. Deci două matrițe sunt egale, când elementele de pe poziții sunt egale și acum găsim același x, x-ul acela pentru care asigură egalitatea tuturor. Da? Celor patru. Așa trebuie redactat. Dacă n-ai făcut așa, la redactare te depuntează. Că n-ai partea logică. Miezul problemei. Deci, ai pe x egal cu minus 1, să zicem acolo, dar nu l-ai arătat că l-ai luat datorită faptul că l-ai găsit comun tuturor. Da? Deci egalitatea tuturor 4. Dacă ai fost de ordin 3, trebuia egalitatea celor 9 elemente. Deci element cu element. Dacă într-un loc nu se întâmplă să fie egalitate, gata, matricele nu sunt egale. Ăsta a fost subiectul? 2. 2. Să ne ducem la 3. Să vedem ce ai mai este. Tot două subiecte? Da, tot trebuie cât e presupun. Așa, deci să zicem 1. Deci, 1. Spune, se consideră funcția. Deci e funcția f. F, definită pe intervalul minus 2 deschis plus infinit. Da. Minus 2 deschis. Minus 2 deschis, da. Cu valori linear. Da. Dată de formula f de x egal cu x pătrat, pardon, radical din x pătrat plus 3x plus 5. Radical din x pătrat. Numai din x pătrat, nu, radical? Nu, e tot, radical mare. X pătrat plus 3x plus 5, totul supra x plus 2. Așa, f de x egal cu o fracție, spune, da? Da, da. X plus 2. Supra x plus 2, da. Punctul A spune, calculați limită pentru x tinde la 1 din f de x. F de x tinde la 1 din f de x. Din f de x.
egal cu limită. Egal cu limită, limită pentru x tinde la 1 din radical din x pătrat plus 3x plus 5, totul supra x plus 2, da. Și va da 1 plus 3. 1 plus 3. 4. 4, da, 4, 9, radical din 9. Da. Supra 1 plus 2, 3. Și va da radical din 9, 3 pe 3, care e 1. Da. Imaginea lui, limita funcției acelea în punctul 1 este 1. Da. B mic. B mic spune, determinați ecuația, sunt toate verticale la graficul funcției f. Deci trebuie să facă toate verticale. Limită la stânga și la dreapta minus 2. Deci asimptota verticală în x egal cu minus 2. La unde da. E fi definită, ai zis, la stânga și la dreapta? Doar la stânga, pardon, pe minus. Pe minus, la minus. Deci n-ai la stânga ce căuta. Când ai pe funcția, nu e definită în stânga. E numai în dreapta. Păi, atenție, că funcția lucrează cu x și de la minus 2 încolo. Da, și de la minus 2 încolo, la stânga n-ai ce căuta. Nu se pune problema la stânga lui minus 2. Nici nu, e absurd să gândești așa. Păi, de și la stânga și la dreapta. Dacă funcția îți pune la minus 2, deschis, n-ai ce căuta în stânga. Domeniul definiției spune cum se face. Dacă ar fi fost f definită de la 0 la minus, la plus infinit, minus 2 aflându-se acolo, făceai stânga și dreapta lui minus 2, comportarea în stânga și dreapta lui minus 2. Aici n-ai voie ce, nu de există funcția la stânga. Deci numai el limita la dreapta minus 2, egal cu limită, pentru x tinde la minus 2, x și dincolo de minus 2, mai mare ca minus 2, din expresie. Radical din x pătrat plus 3x plus 5. Totul supra x plus 2. Și face egal cu radical din 4, 4 minus 6 plus 5. Totul supra 0. 0 de care? Păi am făcut graficul funcției, știi? Nu ca graficul, tabelul. Tabelul, așa, în partea stângă era minus, plus. Zero pozitiv. Zero pozitiv, da. Și face? Plus infinit. 9 minus 6 radical din 3 pe 0 plus infinit. Și face plus infinit. Și atât. Dacă și la stânga... Grav. Eu te depunctez. Te depunctezi pentru că n-ai sesizat că n-ai ce căuta la stânga. Nu numai că nu ți-o iau în seamă, te depunctezi. Funcția e definită pe la minus 2 deschis la plus infinit. Da? Ce cauți cu limita aceea la partea cealaltă? Însă ai avut șansă că există radicalul. Că dacă se întâmpla ca aici să-ți facă un 0, era o problemă complicată aici. Trebuia să vezi exact ce trebuie făcut. Ce? Determinați ecuația asimptotă orizontală la graficul funcției. Asimptota orizontală. Orizontală. Spre cine? La plus, plus minus? Nici vorba. Numai la plus. La minus n-ai ce căuta, că funcția e spre plus infinit. Da? Deci se pune problema de limită pentru x tinde la plus infinit, doar atât, din f de x și egal cu limită. Egal cu limită pentru x tinde la infinit din radical din x pătrat plus 3x plus 5, totul supra x plus 2. Și nu mai departe. Da. Dăm factor forțat. Da. Deci egal cu limită. Limită pentru x tinde la infinit din radical din x pătrat pe lângă 1 plus 3x supra x. 3 pe x.
x pe x pătrat se simplifică din 3 pe x. Da, mai după aia simplificat. Bun. Și plus 5 pe x pătrat. Totul supra? Totul supra x plus 2. Da, scoși aici în factorul. Factor forțat. Adică am avut un exercițiu la școală și am zis când e la când e așa, nu mai scoate, că e la puterea cea mai mică și x la întâiere, nu mai scoate. Cum să nu scot? X pe lângă x, pe lângă 1, plus 2 pe x. Și scoate un factor forțat, ori de câte ori acolo sumă scădere, neapărat scoate factor forțat. Că nu influențează, e drept, dar redactarea trebuie să... Nu mai influențează, să vezi că nu mai influențează, dar egal mai departe, egal cu limită, pentru x, din de la plus infinit, din. Să vezi de ce trebuie să x cu x sub a și rămâne 3 pe x. Da. Și vine radical din x pătrat pe lângă... Deci radical din x pătrat e bine, pe lângă da, radical da. Din... Da. Radical din paranteză, că radical unui produs egal cu produsul radical. Da. Radical din 1 plus 3 pe x plus 5 pe x pătrat. Totul supra. Totul supra. X pe lângă, lasă așa cum spun eu. X pe lângă. 2 pe x. E dacă ar fi să... Deja 3 pe x tinde la 0, la... 0, da. Asta la 0. Ce fac aici? Radical din x. Radical din x pătrat. Cât face radical din x pătrat? Radical din x pătrat? Păi dacă ridicăm la... A doua dispare radical. Deci cât vine? Radical din x pătrat. Vine modul. Modul din x. Foarte important. Egal mai departe. Cu limită. Pentru x din de la plus infinit. Din modul din x. Ori radical nu trec la limită acum, ci trec după ce fac simplificările. 1 plus 3 pe x. Plus 5 pe x pătrat, da? Totul supra x pe lângă, 1 plus 2 pe x. Și egal mai departe cu... Cum este modul din x spre plus infinit? Pozitiv. X-ul fiind pozitiv, rămâne așa. Da. Deci dacă ar fi fost spre minus infinit, minus. Minus x ar fi fost. Deci ar trebui să analizez cum tu ai numai spre plus, atunci va fi egal cu limită. Pentru x din de la plus infinit, din x, radical din 1 plus 3 pe x plus 5 pe x pătrat, totul supra x pe lângă 1 plus 2 pe x. Și dau mai departe cu. Acum, să facem simplificare, iată acum simplific de x cu x. Dacă nu scot în factor forțat, nu pot simplifica. Că dacă simplifici x cu x cu x-ul cu ăsta, e prostie. 2 ce faci? Rămâne acolo neatins? Nu. El va suporta datorită treci la limite. Ăsta îți duce la 0, ăsta îți duce la 0, ăsta îți duce la 0 și rămâne 1 pe 1. Care înseamnă 1. Așa trebuie văzut. Deci, de aceea ți-am spus, scoate neapărat pe x în factor forțat. Că n-ai cum simplifica. Așa ți-o dat 2 la numitor. Ți-a rămas 2, că zici y grad de x e egal x, 2 a rămas la numitor. Prostii. Limita este 1. Da? Păi înțeles tu greșit într-un alt context. Dar, atenție, are influență, pentru că altfel ai înțeles ce se întâmplă. Ăsta, a doi acolo, influențează. Dacă tu nu-l scoți factorul ca să ducă la 0, cum e corect, mai cum simplifica x cu x-ul în adunare. Deci e adunare și acolo. Împotriva matematici. ABC. Și cu asta am terminat aici, nu?
la subiectul care, la primul subiect, da? Da. Să vedem la 2. Se consideră F definită pe R cu valori în R. F definită pe R cu valori în R. Dată de F de X. Da. Egal cu 2X plus 1. Două formule, cumva? Da. În două relații, zici. Da. F de X egal cu acolad. Acoladă. 2X plus 1. 2X plus 1. X aparține intervalului de la minus infinit la 0 închis. Da. Și 1 minus x la a treia, x aparține de la 0 la plus infinit. 0 deschis. Da, 0 deschis plus infinit. Da. Functura spune, calculați, f de minus 1 plus f de 1. F de minus 1 plus f de 1. Egal cu. F de minus 1. În care locuiești? Eu zici? M-am dus în aia de la minus infinit la 0. De ce te-ai acolo? Fiindcă minus 1 se află aici. Intervalul ăla. Da? Deci, de sub. Așa e redacta. Cu minus 1 aparține. Minus 1 aparține intervalului de la minus infinit la 0. Rezultă că F de minus 1, după expresia aceea mă duc, egal cu 2, deci motivez să înțeleagă omul de ce faci tu acolo. 2 ori minus 1 plus 1 și egal cu minus 2 plus 1 și egal cu minus 1. Cum 1, redesubt, cum 1 aparține intervalului 0 plus infinit, rezultă că F de 1 va fi egal cu cine? Hai. 1 minus 1, 1 minus 1, 0. Cât face? 1, F de 1 va face 1, 1 minus 1, 1 la a treia și egal cu 0. Și atunci, acolată din cele două, F de minus 1 plus F de 1 este egal cu minus 1 plus 0, egal cu minus 1. Și terminat e ghești. Da. Eu dau minus 1, dar nu mai am spus că trebuie să spun minus 1. Așa faci, mai ca să vadă, să plesnești, că corector, că se poate intra, se vadă de ce faci așa. Mai departe. B. B-ul. Demonstrați că funcția f este continuă în punctul x0. Că f continuă în x0. În care x0? X egal cu 0. În x egal cu 0. 0. E limita la stânga, am 0 și limita la dreapta, am 0. Și valoarea funcției, punct. Deci comparăm limita la stânga cu limita la dreapta. Păi mi-a dat egale și este continuă. Nu, și trebuie să faci și f de. Când ți-o dat limitele egale, doar ai limită. Dar limita trebuie comparată. Deci f continuă, așa să spui, f continuă în x egal cu 0, dacă și numai dacă, există limită pentru x tind de la 0, cum în cazul tău, deci există limită din f de x și ea trebuie să fie egală cu f de 0 în cazul. Deci limita să fie egală cu f de 0. Și ca să existe limite, fiindcă ai două expresii, faci limita la stânga și limita la dreapta. Și acum ar fi zis așa, există limită pentru x tind de la 0 din f de x, dacă și numai dacă, există el s în 0 și există el d în 0 și el s în 0 egal cu el d în 0. Deci dacă există limite lateral, sunt egale. Păi există, păi, bă, ai înțeles ce se spune, da?
Deci în clipa asta, ai făcut limita la stânga. Cum redactez? Mă ocup de existența limitei. El ies în 0 egal cu limită. Pentru x tinde la 0, x mai mic ca 0 din... Care e expresie? X mai mic ca 0? Din aia, la minus infinit. Din 2x plus 1. 2x plus 1 și egal cu... 1. 1. 2, 0, 0. Da. El de... 0 egal cu limită pentru x tinde la 0, x mai mare ca 0 din 1 minus x la 3 aș de 1. Da. Da? Și acum doar atâta din cele două. Rezultă că există limită pentru x tinde la 0 din f de x, fiindcă le găsim pe cele două sunt egale, și egală cu 1. Da? Și de desubt trebuie să faci și f de 1. F de 0, pardon. De 0. Deci asta trebuie făcut. F de 0. Și unde îl faci pe f de 0? Acolo unde e închis. Unde e 0 din interval. Și egal cu f de 0 face 2 ori 0 plus 1 egal cu 1. Și abia acum, din astea două, rezultă că f continuă, f continuă în x egal cu 0. Pentru că e constatat că există limită și egal cu valoarea funcției punct. Asta e definiția. Problema limitică presupune studiul celor două laterale. Asta intrăm în nevoia de a constata dacă am sau nu limită. Dar când numai că există limitele, dacă tu ai făcut limita la stânga și limita la dreapta și sunt egale, ai spus doar că există limite. Dar n-ai comparat-o cu valoarea funcției în punct. De jumătate din punct ai făcut. Doar ai constatat că există limite. Nu că sunt egale, nu că ea e egal cu valoarea funcției în punct. Ce? Rezolvați mulțimea numerelor reale în ecuație f de x mai mare sau egal de 0. F de x. Care? F de x? E mai mare sau egal de 0. Mai mare egal de 0. Și asta mi-a făcut, dar am făcut. Ai bulibășit-o. Scris 2x plus 1 mai mare sau egal de 0. Mi-au făcut ecuația. Și la fel și minus. Și l-ai lăsat așa. Mă trebuia spui. Pentru x, aveai de discutat cazul ăsta. Cazul întâi. Pentru x aparține de la minus infinit la 0, rezultă că f de x sună cum în momentul ăsta? Pentru x și de la minus infinit la 0. F de x sună 2x plus 1. F de x egal cu 2x plus 1. Și atunci, inecuația care este? Și atunci, f de x mai mare egal decât 0, nu? F de x mai mare egal decât 0, și atunci, f de x mai mare egal ca 0, echivalent în cazul ăsta. În momentul ăsta studiem. F de x mai mare egal ca 0 înseamnă 2x plus 1 mai mare egal ca 0. Ceea ce înseamnă echivalent cu 2x mai mare egal ca minus 1 echivalent cu x mai mare egal ca minus 1 pe 2. Adică x aparține de la minus 1 pe 2 închis, că e și egal, mi-ai spus. Da, mai mare 0 egal. La plus infinit. Dar atenția, nu asta e soluția. Că trebuie să intersectezi cu unde studiezi. Deci, tu ai studiat pe ce zonă? Pe zona ieșilor de la minus infinit la 0. Deci, de la minus infinit până la 0, nu? Asta a fost zona pe care ai luat totul în discuție. Și ce ai găsit? Minus 1 pe 2? Plus infinit. Și ai găsit minus 1 pe 2 plus infinit. Și acum zona comună. Unii și una și alta. Intersecția. Da? Intersecția este. Deci soluția ar fi așa. În cazul ăsta. Pentru caz 1 rezultă x aparține
de la cât? Minus 1 pe 2 la 0, da? Minus 1 pe 2, 0 închis, așa e. Ai o soluție asta, soluția 1. Soluție 1. Pentru x și cazul 2. Pentru x și care aparțin de la 0 la plus infinit, rezultă că f de x-ul cum sună aici? F de x-ul cum arată? 1 minus x la 3. 1 minus x la 3 mai mare sau egal decât 0. Și atunci, f de x mai mare egal ca 0 înseamnă echivalent cu 1 minus x la 3 mai mare egal decât 0. Ceea ce ar însemna că vine după x la 3 în partea celălalt și 1 aici. Da? Deci ar fi că x la 3 e mai mic egal decât 1. Duc x la 3 și vin x la 3 mai mic egal decât 1. Și cum x și sunt pozitivi, cum x mai mare ca 0, din cele două poți extrai radical de ori între din amândouă, numai dacă sunt pozitivi, că altfel nu merge jocul. Înseamnă că radical din x la 3, indice 3 din x la 3, mai mic egal decât radical indice 3 din 1. Ceea ce înseamnă că x mai mic egal decât 1. Deci x mai mic egal decât 1. Adică rezultă că x aparține mai mic decât 1 de la minus infinit până la 1 închis. Da, dar nu, unde am lucrat? Hai să vedem în ce zonă am lucrat. De unde am lucrat? De la 0 încolo. Deci s-a lucrat de la 0 la plus infinit. Și ce am găsit? Ca răspuns. Da? X mai mic decât 1. Da. Am găsit așa. Aici e 1. Care e zona comună unde sunt? Minus. Deci la 0 la 1. Deci rezultă x aparține de la 0 la 1 la 1 închis soluția 2. Soluția a doua. În final, f de x mai mare egal decât 0, dacă și numai dacă x aparține soluția 1, revenim cu soluția a doua. Deci bună și prima și da, a doua. X aparține de la minus 1 pe 2 la 0, reunit cu minus 1 pe 2 la 0 închis, reunit cu 0 deschis, 0 deschis la 1, la 1 închis, și se vede că se lipește foarte bine la 0, că se este închis și face doar intervalul minus 1 pe 2, 1. Asta e soluția finală. Mi-am pus pe cele două la un loc. Așa s-a fost subiectul. Acum, analizez din cele două din tot subiectul. Biesul 1 l-am făcut ieri, parcă, nu? Subiectul 2 și 3 l-am făcut acum. Vezi cât e de simplu la prima vedere, și așa. L-am făcut, dar cam 2 și 3 l-am făcut mai bine. Mai foarte bine chiar. Chiar cred că e o luată bună. Da? Te scoți bine? Bine, nu mai făceam. Scoți bine? Vezi când te invit la clasa a 7-a, eu nu de ce mă fac. Pentru că eu știu foarte bine slăbiciunile pe care le ai la calcul și acele lucruri care nu se par ție importante sunt semnificativ de importante. Scoaterea în factor forțat este esențială. De regulă scoatem în factor comun ce e mai mic. Dar aici factor forțat scoatem cel mai mare ca să punem la numitor și să poți face simplificarea. Deci, astea sunt lucrurile pe care eu le fac. Deci eu știu bine, 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 bine de ce am spus. Sper că nu-i algebră, te interesezi și nu mai stai pe gând aici. Și nici în bancă și lucrezi cu multă simț de răspundere. Să nu plătești cu subsemnul, băi, da, eu cobor la nivelul lor. Atenție! Da, păi acolo le putem acoperi.
De ce? Deci acum este limpede, nu? Golurile așa se atacă foarte tare. Deci, cum să spun, facem așa tot felul chestii, limite, subtilități. Dacă nu e baza jos, construim pe teren de nisip. Da? Și castelul pe nisip îl bate vântul una, două. N-a fost nimic dificil. Acum... Da? După ce subiectul este rezolvat, nimic n-a fost complicat. Acum, trebuie să spun că cel puțin la, am avut colinții la stânga, atunci, acolo. Deci, n-ai partea suportul teoretic bine înțeles. Când vorbești de continuitate și faci muriți de limite laterale, jumătate din punctaj. Când nu știți, compari cu valoarea funcției. După ce există limite, ar trebui compara cu valoarea și funcție în punct. Și tot celălalt. Acum tu faci comparația și vezi, treci în revistă și spui, bă, totuși, am avut un subiect frumos la îndemână, nu pot spune numai mai mult materia de anul trecut, de 2 ani, nu știu ce, dar la matematică nu trebuie să amintești materia. Că materia este actualizată continuu, nu știi de cu ce te lovești. Nu există că ai făcut ceva acolo și nu mai întâlnești niciodată. Nu, nu ca la istorie. Învățat că în anul cu tare s-a întâmplat nu știu ce și pe urmă mai vezi ce se întâmplă în alți ani. Și acolo evenimente se leagă într-un fel. Datorită de fapt că s-a întâmplat așa, se întâmplă în următoarea etapă, nu știu ce. Deci, în concluzie, privind cu seriozitate la matematică, nu e glumit. Trebuie antrenament zi de zi, atent, lucrăm. Venim, am încercat acasă să fac păsa, nu mi-a ieșit. Nu știu de ce, ajutați-mă aici, aici din coace. Deci trebuie văzut și cu seriozitate maximă, altfel. Sigur că da. Este un semnal de alarmă pe care îl primești. Este, cum să spun, e un duș rece. Trebuie să faci ochii mari, că altfel nu-i joacă. Vedem cum se așează lucrurile, pentru că se pare că nu mai merge chiar așa în văzul lumii cu bișnița, cu... ai văzut acum cât de cât începe să fie notă de seriozitate, adică nu mai sunt copii chiar așa, să vedea. Mai te știi cum se făcea? Zădea, nu simulare, se scrie pe tablă, mă. Scrie pe tablă și copiii au toți pe tablă și era toată lumea așa fericită, făcut. Simularea era doar așa, o joacă, o bătaie de joc. Până că mergeau până la bacalaureat, eu am avut o dată, îmi amintesc în cât am fost, doamne, îmi spun și anul, în 98, îți povestesc asta, că e teribilă. În 98 am fost vicepreședinte de comisie la bacalaureat la Comănești. Era un tip, un președinte, un profesor universitar și erau trei subcomisii. La una din subcomisii am fost eu. Și am avut 92 în echipa mea. Din 92 nu am luat niciunul bacalaureat. A fost prima dată, 98. Era imposibil să gândească ceva, că atunci mergea toată lumea să... Așa. Și care a fost povestea? Singura chestie care am făcut-o, nu era să copii. L-a scris. La ora a fost tot timpul prezent și am fost între cei doi profesori de română. Și toate aranjamente care le aveau ei făcute și toate așa, le spuneam stop, nu. Nota o pun eu. Nu mă bate joc. Na. De acum am văzut și ăla, nu lega o propoziție să spun ceva. La englez, la fel, tot așa. Deci am pus notele așa cum trebuiau, cât se poate de aproape de realitate. L-a scris, le-am spus așa, supraveghetorilor care am avut. Eu las unul, doi în culise și voi trece prin sale, am atenționat. Nu sta deloc. Și cum am găsit într-o sală pe cineva care copie, descoperi tine supraveghetor afară și bag altă echipă. Doi mi-am lăsat. Ca să am doi oameni la locuire. Pentru locuire. Schimb pană. Eu cred că glumesc. Eu am trecut, am văzut, pac, am scos cei pe doi, am băgat pe ăștia doi. S-a făcut liniște. Panică toată lumea. Nu respira. Domnule, cum se poate așa ceva? Istoria bacalaureată nu a fost vreodată cineva să facă așa ceva. Nu se poate așa chestia. Nu puteam să creadă. Am ieșit cu candidații, mergând după ce ieșirea. Nu știu, dar ce s-a întâmplat? Zice, nouă, mi s-a promis. Noi am contribuit, am dat banul. S-a adunat bani, s-a făcut chetă. Ce sumă a avut el, da? Așa.
și am dat banul și mi s-au promis că vom lua bacalaureatul numai că suntem prezenți. Ni s-a promis că ni se scrie pe tablă la matematică și noi copiem. Că dacă ar fi fost să ne lase cu caiete, cu totul, noi nu știam de unde să copiem. Da, da. Deci nu aveam nicio șansă. Și așa mi s-a promis. Deci pe baza asta am dat bănuțul. Deci pe baza asta am dat bănuțul ca să putem... cum? Ne-au luat banii degeaba? Ce înseamnă asta? Păi băi, nu se poate. Nu credem. Trebuie să rămânească treaba. Ne dau bani înapoi, ce facem? Trebuie să ne ia bani înapoi. Nu le mai dau bani. Că toată lumea a fost blocată. Deci, din 92, niciunul. O vin de la minister, s-au venit toată seara, peste tot. Și a fost o panică, că nu se puteau, nu înțelegeau cum să se întâmple chestia asta. Reprezentantul ministerului stă acolo. Știi ce au făcut? Că eu, între timp, trecând prin săli, am mai găsit la o sală vecină, unde nu era în comisia mea, care copiau. Și acolo nu lași acolo teza. O spus, da, ai voie să intre. Ce înseamnă să intre peste comisia, sub comisia cealaltă? Cum să-ți permis tu? Păi da, ce am furat ceva? Am trecut cu un alt, să bag ochii, degete în ochi. Am văzut chestia asta, care e problema? La sfârșit, când se desfacă tezele, fiecare, ele erau pile puternice, foarte tare, așa. Nu știu, acu' erau, în sfârșit. Atunci, pe mine, la desfăcut-o tezele, m-au scos din comisie. Au închis ușile, au zis că facem o pauză, dintre ora și ora de, între timp s-au închis ușile și a fost dat afară din comisie. Eu, președintele, vicepreședintele comisiei, responsabilul cu așa, am fost scos afară. Ministerul de la reprezentantul la minister, de ce au venit pentru chestia asta? Și eu asumat răspunderea și m-au scos afară. Atunci a fost ultimul bacalaureat din viața mea. N-am mai fost la niciun bacalaureat prins vreodată. Pentru că nu și-au putut închipui că există așa ceva. Sigur că a fost manăcerească în toamnă. Că 92 toți așa au fost cu bani de luață. Adică de sus, băi, burațul. O ninorocire, a fost ursul. Asta e situația. Dar pe toți vă trecem. Mai dați niște bănuți că între timp mai trebuie adăugat ceva, așa, și s-au luat toți, bacalaureatul a luat 100%. Că nu se putea înainte altă variantă. 100% luat toată lumea. Așa, dragilor, v-am povestit chestia asta. La revedere! Pe curând!